românești din EPP, 14 europarlamentari și prim vicepreședinte al Partidului de Guvernământ din România. Și un om ca cărui străbunici au luptat alături de străbunicii dumneavoastră pe frontul din Piemont sau din Tirol, venind din Transilvania, din Klausenburg. Domnule Cancelar, cât de importante sunt pentru dumneavoastră hotărârile PPE ale Congresului PPE de la Rotterdam, care a luat o hotărâre clară cu privire la accesul României, al Bulgariei și al Croației în spațiu Schengen, fără ca vreun vot al delegației dumneavoastră să fi fost împotrivă? Cât de importante sunt pentru dumneavoastră hotărârile, rezoluțiile Parlamentului European, având în vedere că nici unul dintre europarlamentarii austrieci, nici OEFAL, nici din celelalte partide, nu s-au exprimat împotriva accesului României în spațiul Schengen? Domnule Cancelar, vă asumați să creați o criză la nivel european? Să jigniți 23 de milioane de cetățeni români? Vă asumați să fracturați structura europeană și coeziunea europeană? În momentul acesta, 25 de state din Uniunea Europeană susțin aderarea României la spațiul Schengen. În momentul acesta, este extrem de clar și am văzut că ministrul dumneavoastră de interne nu mai face referire la cifrele imigrației. Pentru că cifrele oferite de noi și confirmate de Europol au arătat extrem de clar că migranții pe teritoriul României sunt sub 2%, iar cifrele care au trecut granița sunt cu un forțaj de 20-30 pe zi, în timp ce Croația, Slovenia sau Ungaria ajung până la 1000 de forțaje pe zi. De asemenea, e foarte interesant că România și-a dat acordul pentru ca Austria să trimită 1522 de migranți în centrele noastre de refugiați, iar până la această oră Austria a trimis, din cei acceptați, 1222, doar 128. Domnule Cancelar, e extrem de interesant pentru că vorbiți despre problema migranților, dar uitați să vorbiți de euroscepticism. Vorbiți de 200.000 de migranți sau 180.000 care au ajuns din Ucraina pe teritoriul Austriei sau au trecut pe teritoriul Austriei. Prin România au trecut 2,9 milioane și nu le-am plâns deloc. Am acționat așa cum ar fi acționat orice stat european. De asemenea, mă șochează și vă spun cu toată sinceritatea, la această oră, ca să știți, în Viena și în Austria se află undeva la 20.000 de români veniți ca să vadă târgul de Crăciun și să cheltuie banii. De asemenea, anual sunt între 560.000 și 650.000 de români care își petrec vacanțele de iarnă în stațiunile din Tirol. Vă asumați ca hotelierii din Tirol să renunțe la cei 640.000 de cetățeni români care își petrec vacanța aici? De asemenea, în România, 34% din piața bancară este ocupată de două bănci, cele mai puternice bănci din Austria, Erste și Raiffeisen Bank. În momentul 2010, după criza la care a fost supusă Europa și eurosistemul, criza financiară, statul austriac a solicitat ca activele și capitalurile celor două bănci, Erste și Raiffeisen, să poată fi trecute și spre sistemul austriac pentru a salva de la colaps sistemul financiar. Iar guvernul, din care făceau parte acești doi domni, din stânga și din dreapta mea, a admis într-o hotărâre de guvern ca Erste și Raiffeisen să trimită capitalul pentru a salva sistemul bancar din Austria. Domnule Cancelar, sunt cumva jignit și supărat alături de români, pentru că suntem 23 de milioane și avem o relație absolut admirabilă cu poporul austriac, cu Austria. Nu vorbim aici doar de EPP, vorbim în general de cei care ne primesc, îi primim și îi considerăm prietenii noștri. La ora actuală, nu știu dacă știți, vă spun eu dacă nu, 42% din piața de asigurări este asigurată de grupul VIG, de Omniasi, de Unica, companii austriece. Peste 50% de piață de hidrocarburi, stații de benzină, de grupul OMV și două rafinării. De asemenea, deschiderea României față de investiții a arătat extrem de clar că două dintre cele mai mari companii austriece, POL și Strabag, sunt în top 5
constructori în România. Cu tot respectul, domnule Carcelar, dar sunt lucruri care cred că ar trebui să le discutați. Da, eu mă bazez foarte mult pe faptul că noaptea este un sfetnic bun, mă bazez pe buna relație dintre România și Austria, mă bazez pe faptul că Austria nu va fi singura țară care se va opune extinderii spațiului Schengen mâine și de asemenea vă anunț respectos că noi am cerut introducerea pe ordinea de zi a JAI și suntem în acest moment, de asemenea, suntem la prima poziție și am cerut vot pentru JAI, pentru că considerăm că granița României este securizată, domnule Carcelar. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați ascultat și vă asigur de întreaga mea simpatie pentru poporul austriac, pentru Austria și pentru istoria Austriei, considerând că nu veți face niciun fel de greșeală și nu veți